și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de numerică, matematică. Așa, matematică. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Azi în câte este? 18. 18. Ieri a fost 17. Am înțeles. 0 la 10-a. 2017. 2017. Ne spune-mi repede la treabă. Îți ai tu agreevă problemuță? Dacă nu, hai să... Da, nu. Ai? Ai tu sau gândesc eu acum repede? Am eu. Da, da, uite. 17 de la pagina 45. 17 de la 45. Deci 17 de la pagina 45. Zic. La o librărie erau 844 de caiete. Dacă zilnic s-au vândut câte 212 caiete, după câteva zile, n-au mai rămas niciun caiet. Câte zile? Gata. După câte zile n-a mai rămas niciun caiet. Okay. Hai să vedem, citești încă o dată, știi că e o cel mai greu. Zică. La o librărie erau 844 de caiete. Stop! Deci, 844? Da. 44 caiete. Am înțeles. Asta erau la librărie. Dacă zilnic s-au vândut câte 211... Deci, 211 se vând zilnic. Da? 211 se vând zilnic. Gata. În câte zile s-au vândut toate caietele? Deci, întrebarea este... Întrebarea este... După câte zile n-au mai rămas niciun caiet? Da? După câte zile s-au vândut toate. Poate cum e, înțelegem noi, traducem noi. Deci după câte zile s-au terminat caietele? După câte zile s-au vândut toate caietele? Înțelegi, da? După câte s-au vândut toate caietele? Plan de lucru. Gata, am un plan. Zi-mi. Care l-aveam. Zi-mi. Mult. Acum l-am luat. 211 scădem. Ne mai dă 633 caiete în au rămas. Așa, deci în prima zi. Și așa scădem până nu mai rămâne niciunul. Dacă cumva nu mai rămâne niciunul. Da. Bun. Facem așa. Deci, din... pentru prima zi. Prima zi. Se vând 200, da? Se vând 211. Și atunci scădem. 844 minus 211 și este egal cu? 211. Da. 844. Că face 844. Se vând 600. V-am spus 633. 633 au rămas pentru a doua zi, da? Da. Acum, a doua zi. Iarăși se vând 211. Din cine scădem acum? Din cine scădem pentru a doua zi? Păi... 633. Așa, de 633 care au rămas. Scădem pe 211. Și iată să vedem. Cât fac? Minus? 211. Și tot 211 se vând, da? Da. Bun. 422. 422. Acum, a treia zi. Ia se vând 211. Și scădem din cine? Acum. Din 422. 422. Minus? 211. Și, de fapt, obținem? 211.
211. A patra zi. A patra zi. Iar se văd 211. 411. Nu, 211, să zicem. Da? Tot 211. 211 minus 211. Asta. Egal 0. Egal 0. Asta înseamnă câte zile s-au vândut practică? În 4 zile. Răspuns corect? În 4 zile. Răspuns corect. Da? Două puncte. În? În? 4 zile. Se vând toate. Da? În 4 zile se vând. Acum... nu e o problemă. Stai un pic, hai să mă judecăm problema și altfel. Mai se putea face problema și într-un alt mod? Că tu ai gândit bine, în fiecare zi e scăzută, e scăzută, e scăzută, până când ai văzut cum se epuizează. Da. Alt mod, cum ar fi fost? 422 am scădea, 411 plus 211 și mi-a dat 422. Și toate caietele s-ar vându în două zile. Pentru 411 în două zile. 422? 422 în două zile. Dar e alt mod de a gândi. Și-a aflat astfel două zile. Și tot 4 zile trebuie să le dea. Tot 4 zile nu mai este. Păi, trebuie, bă, același răspuns. Dar facem problema într-un alt mod. Trebuie să dea același răspuns. Dar spune în două mod. Nu, facem noi. Ne gândim noi. Am scădea 333. Nu. Pentru că credeam minus 111. Credeam minus. Deci toți credem că e 211. 211, da? Da. Nu, nu-ți dai seama de la mod. Păi să zicem așa, că ar trebui să mulțim pe 400, pe 211, deci altă metodă. Asta a fost metoda 1. Metoda 1. Da? Metoda 1. O altă metodă, metoda 2, este să încercăm să vedem pe 211, cu cât să lămulțim noi, cu cine să lămulțim, cu o căsuță, că nu știm cu cine, și să ne dea exact câte, de câte ori să adunăm 211, încât să ne dea toate caietele, 844. Deci, 211, cu cine să lămulțesc eu? 211... 2, 4. Așa, cu 4, da? Deci, această întrebare răspundem. 211 ori 4 zile, da? Zile, egal cu. Ia să vedem. Da? Ori 4 zile. Zile, egal. Cu? 844. 844. Ai făcut repede, că 200 ori 4, 800, 22 ori 4, 844. Și răspunsul rapid venea cu întrebarea cu cât se înmulțesc eu, cu câte zile se înmulțesc pe 211 ca să dea 844, răspunsul corect ar fi fost ăsta. Să mulțim cu 4 și este foarte clar că răspunsul acolo a ajuns. Acum, hai să punem... Răspuns 4 zile, da? Ca și înainte. 4 zile ca și înainte. Acum am să te mai întreb așa. Da, da. Construim noi o problemă cu asta, e șmecher. Costumă nu, problemă. Aia cu banii. Aceea când dădeam și ne dădea același rezultat. Te-ai gândit la problema ce cu banii? Da, și acum aștept să-i explic. Cum, mă? Adică orice dai
și aduneți de același rezultat. O, eram. Exact cum ai muntat bani într-un buzunar în cealaltul. Cu bani am făcut. Așa? Bani, dar... Așa. Muți dintr-un buzunar în cealaltul. Am făcut o mașină, adică cu bani adevărat. Sigur că da. Și răspunsul, când aduni din cele două buzunare, aceeași lucru. Deci dacă aduni și când scazi, sau scazi și când aduni, aceeași lucru, nu se întâmplă nimic. La scăderea, la adunarea scăderea, face zero acolo. Deci nici, nu este influențat de suma deloc. Uite, propun eu o problemă. În librărie sunt 844 de caiete. Da. Deci, tot așa, da? Sunt probleme propuse aici. Problemă propusă. Sunt 844 caiete. Așa. În prima zi se vând. În prima zi se vând o pătrime. Ce înseamnă o pătrime? Adică am făcut anul trecut, o pătrime, adică toate caietele împarți în patru părți și numai o parte o luăm. Deci în prima, deci le împărțim în patru părți egale. Egale, da? Deci în prima se vând o pătrime din caiete. O pătrime. A doua zi se vând trei pătrimi din rest. Trei pătrimi din rest. Pătrimi? Trei pătrimi, așa scrie. Trei de patru din rest. Da? Ok, și-a scris 3 pe partea din rest. Deci, a doua zi se vând 3 pătrimi din rest. Câte au rămas pentru a treia zi? Întrebarea este, câte caiete au rămas pentru a treia zi. Pentru a treia zi, câte au rămas? Câte caiete au rămas pentru a treia zi? Pentru? A treia zi. Că prima și a doua, știu, prima zi o să vând o pătrime, a doua să vând trei pătrimi, din rest, de câte m-a rămas? Zero m-a rămas. Lasă-mă. Stai, dacă tu nu cred. De ce? Pentru că vinzi o pătrime, face 4 minus 1, 3. Și toate cele pătrimi le luăm. Și ce mai rămâne? Nimic. Hai, ce tare fost. Deci, ia să vedem noi dacă ar fi 840 reprezentante pentru segment. Da. Da? Astea sunt 840. 844 de caiete. Asta înseamnă, da? Și vând, în prima zi se vând o pătrime. Adică tot întregul ăsta îl împărțim în două și mâncă fiecare în două. Și asta e o pătrime, da? Uite asta este o pătrime. Asta în prima zi. Deci în prima zi se vând atâta. Oare cât reprezintă o singură pătrime? O singură pătrime? Da. Reprezintă 211. Așa e, 211. Că dacă pe 844 în față în 4, fac 211. Corect. 211. Asta e în prima zi, da? În prima zi. Ba era egală cu cea de sus. Am făcut-o, nu? Am gândit-o... Azi mai... Am formulat-o altfel, dar tu acum ai înțeles foarte bine și a treia zi s-au vândut celelalte trei pătrimi. Da? Păi a treia? A doua zi, da? S-au vândut
Celelalte câte pătrim? 3 au rămas, da? Oare câte pătrim? Cât s-au vândut a treia zi? A doua zi, pardon. Deci, am înțeles acum că prima zi s-au vândut doar o pătrime, iar a doua zi s-au vândut 3 pătrime. Dacă câte pătrimi sunt cu 4? 4. Și o pătrimi e 211. Celelalte 3 pătrimi câte sunt? Ia să vedem celelalte 3. Mi-a scris mai mult. Cât fac celelalte 3 pătrimi? Celelalte 3 pătrimi, 633. Așa e, așa e. Foarte tare, 633. Și atunci e limpede. Nu mai rămas nimic pentru a doua zi. Nu mai rămas absolut nimic pentru a treia zi. Răspuns, câte căi au rămas pentru a treia zi? Răspuns corect, 0 caiete. 0 caiete au rămas pentru a doua zi. Ei, și-ți mai fac una, dar nu a ta să nu faci. Fii atent, îți convins că nu faci. E la fel ca asta? Nu știu, acum am venit minte probleme. Da, da, da. În livada unui gospodar da. Se află meri și peri. Mai putea să mă gândesc. Păi da, sunt frigat. Meri și peri. Dacă în total, da. În total, sunt 27 de 27. Pomi. Adică meri și peri la un loc. 27. 27 trebuie să-l despart în două. Nu știu, nu sunt în mod egal. Nu trebuie să-l despart. Da, să mai dau vreo informație. Da. Deci, în total sunt 27. Da. Dacă ar mai fi 3 meri, da. Atunci numărul merilor ar fi de 2 ori cât al perilor. Păi ți-am spus că pare că vorbim cu lor, acum ar face tare. Deci dacă ar mai fi 3 meri, ei în total acum cât sunt? Deci, pune, cât sunt în total în... Dacă trebuie să dea rezultat? Nu știu. Dar cât sunt în total? 27. 27. Deci 27... Ce rău. Meri. Dacă dădeați... Și peri. 21 era mai știu. Stai rapid. Deci 27 sunt meri și peri. La un loc. Dacă ar mai fi 3 meri, dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul merilor, dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul merilor ar fi dublu numărului perilor. Atunci? Numărul merilor ar fi de două ori mai mare decât al perilor. Mai mult, dublu, adică de două ori mai mult decât numărul perilor. Da, de două ori mai mult decât numărul perilor. Deci, într-o livadă, sunt meri și peri. Sunt meri și peri. În total, 27. Și acum începe problema. Dacă ar mai fi 3 meri în livadă, dacă... Am ceva, adică am o soluție. O nouă soluție? Facem datoria minus rezultatul, minus 27.
Păi, deci care-i datoria? 3. Deci dacă ar mai fi cei 3, dacă s-ar mai adăuga 3 meri la toți copacii din curte, ar fi în total 30. Foarte tare, ar fi 30. Și atunci? Atunci înseamnă că merile ar fi 15. Nu, nu. Atunci dublu. Merile ar fi dublu decât al perilor. Deci de două ori mai mult, în condițiile acelea, la 30, când s-a ajuns la 30, numărul merilor ar fi de două ori mai mare decât al perilor. Nu, nu cred. Că merge treaba. Deci atunci, în momentul acela, perii ar fi atât, iar merii ar fi de două ori mai mulți. Deci perii ar fi atât, iar merea ar fi de două ori mai mult. Atunci când s-a făcut împreună, cât s-a făcut aici? 30. Când s-a făcut 30 de copaci. Da. Atunci, numărul pe merilor, da? Merii va fi, aici merii sunt de două ori mai mulți decât pe. Nu scăde nimic. Uite, când ești atent, ia uite, în total sunt 30. Ăsta e o parte și sunt două părți. Scădem, trebuie să facem cumva, să scădem perile, să ne dea un rezultat perfect. Dar să dea rezultat ar fi de două ori mai mare. Da, trebuie să ne dea un rezultat. Și trebuie să le adunăm și trebuie să ne dea 30. Păi total sunt 30. Ăsta, cât e bucățica asta, dacă sunt 3 segmente? Dacă sunt 3 segmente, 10. Păi perii sunt 10. Și merele? Cât? Dublu. 20. 20, dacă ar mai fi 3. Dacă ar mai fi 3. Ce ar fi 17? Oi. Și cu 10, fac 27. Merg și pe. Foarte tare problema. Și mie chiar de tot. Deci, de atent, cam, e o problemă deosebit de frumoasă. Exact. Că spun, la început, acolo sunt atâta. Atâția merg și pierd. Și zic, dacă ar mai fi 3 meri, adică numărul lor crește de la 27, ar mai fi 30. Vă dați un număr. Da, o problemă foarte complicată. Urmărim aici ca să ne fixăm ideile, să prietenii noștri să o înțeleagă. Foarte tare. Deci dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul lor crește. Aici se trebuie să înțelegi tu. Atunci se întâmplă să ajungă la 30. Și atunci se întâmplă ca merii să fie de două ori cât pierii. Merii să fie de două ori cât pierii. Da. Și povestea este foarte frumoasă, că totalul este de 30. Sunt trei segmente. Da? Acum program. Și atunci, hai să lucrăm problema. Zicem așa. 27 plus 3 egal cu 30 pomi. Da? 30 pomi. Prima operație. Vedem. S-au modificat toate inițiale, că am zis, dacă ar mai fi. Da. Și acum, 30. Acum. 30 împărțim, ăsta e simbolul împărțim, cu două puncte, împărțim. Eu fac așa. Da. Punem, zice că împărțim în trei bucăți, da? În trei părți. Da. Și împărțim în trei părți, de ce? Pentru că sunt trei segmente, da? 10 și 10. Ăștia două, care sunt dublu, să zicem, sunt meri, da? Și aici sunt, ce ai spus tu, perii, da? Perii. Că merii sunt de două ori atunci mai mulți. Deci e clar că atâția sunt meri. Răspuns corect. Merii nu sunt de toți 20. Pentru că am mai pus pe cei 3. Acum ce trebuie să fac la meri? Din 20. Scădem pe 3 pe care i-am adăugat, dacă ar mai fi. Și fac cu 17 meri. Iar pierii rămân așa 10, da?
Și atunci 10 sperți. În total, trebuie să-mi iese 10 cu 17, 10 cu 17 ohmi, egal cu 27 ohmi. Corect. Da, corect, răspunsul corect. Am scris, foarte, nu sunt 20. Merii nu sunt 20. Din ce motiv? Că ziceam dacă ar mai fi. Da, de aceea am mai adăugat 3. Vrei să dai și tu o problemă pe modelul ăsta? Da. Te rog. În livada unui gospodar sunt 27 de pomi. 27. Bun. Nu, 30. 30. Deci 30 pomi. Dar din cine compuși? Da, din meri și struguri. Meri și struguri? Ai, nu știu, zice, struguri înseamnă ce se obține? Fructul. Fructul. Da, zicem așa. Guturi. Guturi și... Guturi și mere. Mere, da. Mere și guturi. Dacă răsturnatul guturilor și merelor va da 30. Stai, nu știu cum ai răsturnat de tot, dar... Răsturnatul, eu nu știu ce înseamnă răsturnatul, mă. Guturile și merele adunate și răsturnatul lor este 30. Da. Nu știu cu răsturnatul. Deci nu formulă problema așa. Că fi, să fie în, prins în realitate. Da, deci. Deci eu trebuie să... Acum, ce înseamnă răsturnatul în număr, ca să mă blămurești? Răsturnatul? Îți dau numărul 13. Care e răsturnatul? 31. Ah, invers, da? Deci răsturnatul... Răsturnatul lui 13 egal cu 31. Am înțeles ce înseamnă răsturnatul, dar acum trebuie să văd dacă îmi formulez problema cum trebuie. Ei în total sunt la loc 30. Ai făcut tot prin modelul ăsta. Dacă ar mai fi nu știu ce la meri, când mierii sunt mai mulți de regulă, aici mă interesează, dacă ar mai fi nu știu câți meri în plus, să ne dea exact, ia să ne dea. Atunci cu mierii să fie... Am scris răsturnatul, deci de la capăt. Răsturnatul, dar răsturnatul cu ei și răsturnatul... Este 3. Este 3, da. Este 3, că zeau nu are nicio valoare. Era 3, gata. 2 meri și o gutuie. Gata. Nu, dar tot 30 ai spus. Tot 30 trebuie să fie. Și acum, dacă sunt 30... Da, 3 meri și 0 gutui. Și de 30. Da, da, dar... Ce spui despre răsturnatul? Bine, răsturnatul ce sunt? Răsturnatul lui 30 reprezintă numărul... Zi așa, răsturnatul lui 30 reprezintă numărul gutuilor. Gutui, da. Răsturnatul lui 30 da. Înseamnă gutui. Da. Deci, răsturnatul lui 30 înseamnă gutui. Câți mergi și câte, câți pierzi sunt în gospodărie? Câți mergi și câți, câte, câți gutui sunt? Și mai dau detalii. Dacă răsturnatul reprezintă gutui, deci răsturnatul, a natul lui 30, egal gutui. Și acum, cine știe ce înseamnă răsturnatul, înseamnă de aici că doar 3 gutui sunt. Că 0,3 n-are valoare 0 la început. Da. 3 gutui. Gutui. Și dacă 3 sunt butui, atunci câți meri sunt? Fiindcă totalul total sunt 30. Nu. 27. Vezi, asta e. Pentru a găsi numărul de meri, facem din 30, scădem butuile, 37, 20 minus 3. Mi-am scris meri egal 27. 27 meri.
Dar scrie și chestia asta, pensia. Din total a scăzut cu ei, și au obținut 27 de meri. Mai vreau să mai facem, să ne amintim și niște pe am făcut la problemuță la care ne-am pus mintea la treabă. Aș vrea acum să facem următoarea chestie. Spune-mi tu când faci 79 ori 13. 69, deci socoteam. 69 înmulțit cu 13. 69 ori 13. Am avut 69. 69 ori... Ați pronunțat. Egal. 6, 60, plus 9. Nu punem în paranteză. Păi trebuie că e, asta e din compus el. Hai să rupem pe ăsta. Da, știi cum spunem 6, 60 plus 9. Așa. Scriem 6 plus 9. Nu poți să le recuperi, nu poți să le aduni 10 cu unități. Nu, 9 ori, în paranteză, 10 ori 3. 10 plus 3. Am înțeles, dar și 60 trebuie pe urmă înmulțit. Dar hai să facem așa. 69 se, 13 se descompune. Da. Zicem 69 ori, că am mai făcut noi chestia asta. În paranteză, 10, da. 10 plus 3. 3. Și cam mai departe cum? 69 ori 10. Știi, 69 fac amândoi lovește. 69 ori 10? 90, 90. Dar acum îți văd cât spuneți cu 10. Păi, e tot 69. 69, dar puneam un 0 la sfârșit. 690. Îți amintești, nu? Cum ai zis, 3 ori 10 cât fac? 3 ori 10. 3 ori 10, 30. 7 ori 10? 70. 70. 70. 100 ori... Nu, 10, 10 ori 10? 100. Și 69 ori 10? 69 ori 10. Sau 69 de ani de 10. 690. Exact. Bine, 69 se vadă toți oamenii. 69 ori 10 plus 69 ori 10 plus 69. 69 ori cât? Vorbește tu? 69 ori 3. Ori 3. Și egal cu? Egal. 69 ori 10 știi foarte repede cât vine 69 ori 10. 69 ori 10 e 690. Da, plus, e, ai 69 ori 3, dacă faci asta, ești cel mai tare. 69 ori 3? Da. Ar deveni 69 adunat de câte ori? 69 adunat de 3 ori, da? Deci trebuie să înțelegi așa, că e, de fapt, 69 plus 69 plus 69. Așa trebuie să înțelegi. Deci este egal cu 690 plus 690 plus scriem 27. Așa. Că 9 cu 9 cu 9 de 3 ori face 27. 27. 7 pe 7 îl scriem. Eu scriu 27. Da. Plus 180. Plus 180, foarte bine. Deci el gândește așa, și 27, 9, 9, 9, face 27. Da, 7, plus 180. 10. Așa. 0, 207. Și acum facem 690. Da. Plus 207. Deci răspunsul corect este egal 6. Egal. Da. 9. Nu, 7. 7 la 9. 897. 897, da? 897, răspunsul corect. Deci, 69 ori 3 este egal cu 897. Da. Dar când văd acum o șpecherie, n-am mai spune la nimeni, da?